Potrivit legii privind sistemul public de pensii, vârsta standard de pensionare a femeilor va fi de 57 de ani și de 62 de ani pentru bărbați. Documentul mai prevede că femeile care au născut și au educat până la 5 și mai mulți copii vor ieși la odihna bine meritată la 54 de ani. Totodată, pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiții deosebite de muncă, cel puțin 10 ani compleți, vârsta standard de pensionare se diminuează de la 5 până la 9 ani și 6 luni, în funcție de stagiu. În prezent, atât femeile cât și bărbații din Republica Moldova ies la pensie la 63 de ani. Anterior, la inițiativa președintelui țării, Igor Dodon, deputații PSRM au elaborat o inițiativă legislativă prin care vârsta de pensionare a fost micșorată. Și documentul ce abrogă legea miliardului a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Acesta a fost înaintat cu titlul de inițiativă de către un grup de deputați ai fracțiunii parlamentare PSRM. Aceștia au propus ca banii care urmau să fie alocați pentru recuperarea datoriilor celor trei bănci să fie alocați pentru susținerea agricultorilor. Astfel, în termen de 3 luni, guvernul va elabora și va propune măsurile necesare pentru soluționarea problemei datoriei Băncii de Economii, a Băncii Sociale și Unibank față de Banca Națională a Moldovei.